page 509. În mărturii pentru predicatori. 509. În la pagina 409. We are not to trust to the ordinary working. Trebuie să ne așteptăm la o muncă obișnuită. We must pray that God will unseal the fountain of waters of life. Noi trebuie să ne rugăm ca Domnul să deschidă fântânile de apă vie. We must receive ourselves the living water. Noi trebuie să primim înșine apa cea vie. We must have this living experience. Noi trebuie să avem o experiență vie. At every meeting, every coming. La fiecare întâlnire de tabără. Every worship, we must ascend the voice. Trebuie să ne ridicăm vocea. Asking God to hold the Holy Spirit. Ca Dumnezeu să reverse Spiritul Său. That is essential. Aceasta este esențial. Christ's object lesson. În pildele Domnului. Page 113. 113. We need the enlightenment of the Holy Spirit. Avem nevoie de iluminarea Duhului Sfânt. In order to discern the truth in God's word. Ca să putem discerne adevărul în cuvântul Lui. If we do not ask for the Holy Spirit, we may not understand dacă the truth. Dacă nu cereți Duhul Sfânt, nu puteți înțelege adevărul în realitate. What is truth? Ce este adevărul? John 14:6 says that I am the truth, Jesus said. Ioan 14:6, eu sunt adevărul, a spus Domnul. And Jesus is the complete system of truth. Și Domnul Iisus este sistemul complet al adevărului. And in the book of Psalm 119, în Psalmul 119, verse 142, versetul 142, we read that thy righteousness is everlasting righteousness. Dreptatea ta este o dreptate veșnică. And thy law is truth. Și legea ta este adevărul. So then, Jesus is truth. Domnul Iisus este adevărul. And Jesus is righteousness. Și Domnul Iisus este neprihănirea. And his law is righteousness. Și legea sa este dreptate, este neprihănirea. And his law is truth. Și legea ta și legea sa este adevărul. And his law is everlasting. Și legea sa este veșnică. Verse 151. În versetul 151. Thou art near, O Lord. Tu ești aproape, Doamne. And thy commandments are true. Și poruncile tale sunt adevărul. And if we receive the Holy Spirit, dacă primești Duhul Sfânt, we might be able to understand the truth. Atunci putem să înțelege adevărul. And the truth is Jesus Christ. Și adevărul este Domnul Iisus Hristos. And the truth is commandment of God. Și adevărul este poruncile lui Dumnezeu. We cannot separate the commandment and the gospel. Nu putem face nicio separație între poruncă it și evanghelie. One in one blend together. Cele două sunt unite, sunt legate. Because the commandment is a transcript of God. Character of God. Pentru că legea este o transcriere a caracterului lui Dumnezeu. God is love. Dumnezeu este iubire. His commandment is love. Atunci porunca sa este dragoste. And it is the principle. Și acesta este principiul. This is why he says, if you love me, keep my commandments. De aceea spune Domnul Iisus, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. My brother, frații mei. And as we stand at this brink of eternity, și acum când stăm pe pragul veșniciei, we must pray for the Holy Spirit. Trebuie să ne rugăm pentru Duhul Sfânt. And we should, then the next one is, we must repent. Și următorul punct, noi trebuie să ne pocăim. What is repentance? Ce înseamnă pocăință? Christ object lesson page 22. Step to Christ page 22. În Calea lui Hristos, la pagina 22. It says that repentance. Pocăința. Is turning away from the sin. The sorrow for the sin. Yes. And turning away from it. O arătare de rău pentru păcatele săvârșite și o continuă ferire de a le mai face. Ne se zice să te întorci înapoi de la you must be sorry for the sin. Nu lucru. Întâi trebuie să-ți pare rău. And turning away from it. Și să te întorci de la lucrul acesta. And this is exactly in Job 28:28. Și este exact ceea ce putem citi în cartea lui Iov. What does that say? Ce spune? To depart from evil is understanding. Depărtează-te de rău. Aceasta este. The fear of the Lord is wisdom. Frica Domnului este înțelepciune. And to depart from the evil is understanding. Și depărtarea de rău este înțelepciune. This is why we read in Romans chapter 8 verse 32.
Ceea ce citim în Romani 8:32. You shall know the truth. Nu, în Ioan 8:32, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobos. What is truth? Ce este adevărul? Jesus Christ. Domnul Iisus Hristos. And if you know Jesus Christ, dacă știi, dacă cunoști pe Domnul Iisus Hristos, te va face liber. John 17:3. În Ioan 17:3. This is life eternal. Aceasta este viața veșnică. Knowing God, the only true God, that is Jesus. Cunoști pe Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat. So what happens if you know the truth? Dacă cunoști adevărul, you are free. Ești liber. And you have life eternal. Și ai viața veșnică. So in Him is life, life original, unborrowed and derived. În El este viața, viața originală, nederivată. This is possible. Aceasta este posibil. For those who receive Him. Pentru cei care îl primesc. My brethren, it just not only we receive Him. Numai să-l primim. And He says that in Romans chapter 7. Citim în Romani capitolul 7. It tells us a very clear distinction of God's children. Este o distinție între copiii. Let me read first Romans chapter 8 verse 14. Haideți să începem mai întâi cu Romani 8:14. For as many as are led by the Spirit of God. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, they are sons of God. Sunt fii ai lui Dumnezeu. And we need to continue to have the guidance of the Holy Spirit. Și avem nevoie de conducerea Duhului Sfânt. And do you know the experience of Zacchaeus? Vă amintiți de experiența lui Zacheu? Just for the sake of the children, I want to take this talk. Aș vrea pentru folosul copilașilor să luăm acest exemplu. You know Zacchaeus, right? Vă amintiți de Zacheu? Yes. Who was Zacchaeus? Cine era Zacheu? He was a big officer. În realitate, era un ofițer superior. He was the tax officer in the United States. Garda financiară. În Statele Unite, era un om mare. And also here in Romania too. The tax officers are big officers. Și în România, cei care colectează taxele sunt sunt oameni mari. But in the time of Jesus. Pe timpul Domnului Isus. These people were called publicans. Acești oameni erau numiți vameși. And the publicans are respected very little, or no respect. Niciun respect pentru ei. Sau un respect prea micuț, până la no. If there was a publican, dacă erau vameși. And if there was a pig, și dacă erau porc. And the pig is highly respected than the publican. Bineînțeles că porcul este mai respectat decât vameșul. Do you understand? Înțelegeți? And the Jewish people don't like pigs. That is abomination. Porcii necurat și iudeii nu au niciun respect. But if you compare the pig and publican, dacă să faci totuși o comparație între porc și vameș, and pigs are better than the publican. Porcii mai presus decât vameșii. And that was the situation. Și asta este. Why? Situația. These people were extracting the taxes from the public. De ce aceasta? Pentru că vameșii luau și ei poarta lor atunci când colectau taxele. I want to take this story of Zacchaeus in different dimension. Aș vrea să iau istorioara aceasta a lui Zacheu în diverse dimensiuni. And let's open the book of Luke chapter 19. Deschidem în Luca 19. And I want you to follow me along. Și urmăriți-mă, vă rog. And people and children. Tineri și copii special. And Jesus entered. Și Domnul Iisus a intrat. And passed through Jericho. Și trecea prin cetate Jericho. What was happening to Jesus? Ce făcea Domnul Iisus? He was passing through Jericho. Domnul Iisus trecea prin Jericho. Jesus might pass through your life today. Poate că astăzi Domnul Iisus trece prin He might be passing through Bucov. Poate că Domnul Iisus trece astăzi. He might be passing through this church. Poate că Domnul Iisus trece acum. Today in your life He might be passing through your university. În viața ta, poate că Domnul Iisus trece pe lângă tine. Verse 2. Versetul 2. And behold, there was a man named Zacchaeus. Un om bogat numit Zacheu, mai mare al vameșilor. Who was he? Cine era Zacheu? He was the chief among the publicans. Era șeful vameșilor. He was not a tax man, he is a chief of the tax man. Era colector de taxe, era un șef.
He was the secretary of IRS. În America e secretarul IRS, aici e directorul de gardă financiară. Who was a top man. Era omul din vârful. And he was rich. Și era foarte bogat. He has a high office and he has plenty of money. Deci avea o slujbă bună și foarte mulți bani. In the world today, the money and power is speaking heavily. În lumea de astăzi, bani și puterea vorbesc. Yes or no? In Romania, people respect those with money and power, right? Și în România, cred că e același lucru. Oamenii respectă pe cei cu bani. In every country the same. În fiecare țară e la fel. No money, no respect. No power, no respect. N-ai bani, nu te respectă nimeni, n-ai putere. Now verse 3 is very interesting. Versetul 3 e interesant. And he sought to see Jesus. El căuta să vadă care este Isus. I like this word. Îmi place acest cuvânt. He wanted to see Jesus. El căuta să vadă Isus. Jesus was passing. Domnul Isus trecea. This big man, acest om mare, wanted to see Jesus. Voia să-l vadă pe Isus. But there was a problem. Dar era o problemă. What was the problem? Care e problema? He could not see Jesus. El nu putea să vadă pe Isus. Because oppressed. And he was little. There were two problems. În realitate sunt două probleme. One was he was a little. El era prea scurt. And two, there was crowd. Și Domnul Isus era întotdeauna în cea de mulțime. Mare aglomerație în jurul lui Isus. And here he was a little in size. Era mic de statură. And he was a little in respect. People don't respect him. El era mic de because statură. Because he was a publican. Dar în realitate era nerespectat. So he was feeling some kind of uncomfortable situation. Bineînțeles că el se simțea foarte, foarte rău în toată această situație. 2 weeks ago we had a public meeting. Am avut o întâlnire publică în Sibiu. And once that brass band was playing, și când orchestra cânta, what happened? Ce s-a întâmplat? Everybody went to see. Bineînțeles că toată lumea se grăbea acolo să filmeze, să pozeze. And someone was blocking others, they were pushing others. Bineînțeles că se împurcau unii pe alții. And people could not see what they were doing. Lumea din sală de pe locul nu putea să vadă. Exactly the same thing. Imaginați-vă același lucru. Plenty of crowd covering. Totdeauna e o mare mulțime care acoperă pe Domnul Iisus. He could not see Jesus. El nu poate să-L vadă pe Iisus. It could be the same to you and people. Să știți că se poate întâmpla cu voi. When the moment you want to see Jesus. Din clipa când vrei să-L vezi pe Iisus. And your friends may say. Și prietenii tăi pot spune. You want to go to church? Vrei tu să te la biserică? Man, you're still young, you're not old man. Ești așa tânăr. Lasă-i pe aia bătrân. And you used to play and enjoy today. Joci, dar tu poți să te bucuri de viață. This is one kind of friend. Asta e un stil de prieten. And the other kind of person say. Și altă persoană poate spune. You want to go to church? Tu vrei să te la biserică? Yeah, man. You are not a good boy. Dar tu știi cum ești o persoană. You go to church? Tu să te duci la biserică? Nu te duce tu. Nu-i biserica pentru tine. And this is exactly the problem. When you decide to meet Jesus. Când tu vrei să te întâlnești cu Iisus. And your friends come and block the way. Prietenii și îți blochează accesul. Or your family block the way. Poate că familia te blochează. Or maybe the society block you away. Societatea îți blochează accesul la Iisus. Zacchaeus could not see Jesus because the people were blocking the way. Zacheu nu poate să-L vadă pe Iisus datorită oamenilor care îl blochează. When you want to meet Jesus, când tu vrei să te întâlnești cu Iisus, the devil tells you, și diavolul vine după tine, you know what? Știi ce? Jesus is holy. Domnul Iisus e sfânt. You are unholy. Tu ești necurat. You cannot go to him. Tu nu poți să te duci la el. Ha, forget man. Uită despre asta. Come, let's go together. Lasă-mă mergem împreună, diavolul. Te potrivești mai bine. This is the way the world is working against young people. Aceasta este modul în care lumea lucrează. And to the old men also the same. Dar să știți că și pentru oamenii bătrâni același lucru. Verse 4. Versetul 4. Now he wanted to see Jesus. Pentru că el voia să-L vadă pe Iisus. And he was little. Și pentru că era mic. And the crowd, the people were blocking. Și pentru că lumea bloca accesul la Iisus. But he had a decision, he had plan B. Da, a găsit plan B. What did he do? Ce face? He ran.
El fuge, dacă citiți versetul 4. Young people, aleargă. If you want to see Jesus, dacă vrei să-l vezi pe Iisus, don't walk. Nu merge. Run. Fugi. What he does? He ran el before. El a dat înainte. And climbed. Și s-a suit. Into a sycamore tree. Într-un lucru, zice. When he wanted to see Jesus, când el vrea să-l vadă pe Iisus, oh, yeah, I want to see Jesus, but I'm small. Aș vrea să-l văd pe Iisus, dar sunt așa de mic de statură. Ce gândesc oamenii despre mine? He did not do that. El nu he ran. El fuge. And he ran. Și se urcă. Young people, you must run. Trebuie să alergi. Is that he ran before. Alergați înainte. And he climbed. Și el a urcat. You need to... If you want to see Jesus, dacă vrei să-l vezi pe Iisus. The brother was telling there in the Jacob's letter in the Sabbath school. În școala de sabat spunea un frate. And the Peter's letter, the letter of Peter. Despre scara lui Petru. We must climb. Trebuie să urcăm. If you want to see Jesus, dacă vrei să vezi pe Iisus. Now, what happened here? Ce s-a întâmplat aici? And he ran before. And climbed into the sycamore tree. S-a suit într-un ca să-l vadă. For he was to pass that way. Pentru că pe drumul acela. Why he ran? Why he climbed? De ce a alergat? De ce s-a urcat? He did not want Jesus to pass away. Pentru că nu voia ca Domnul Iisus să treacă până nu-l vadă. Brethren, in Colossians 1:27 says. Când citim în Coloseni 1:27. Christ in you the hope of glory. Hristos în voi nădejdea slavei. If Jesus will pass away. Dacă Domnul Iisus trece pe lângă tine. Glory is passed away. Și slava a trecut. But in you. Dar în tine. Oh, that would be blessing for you. Dar asta este binecuvântarea pentru tine și pentru mine. Verse 5. Mergem la versetul 5. When Jesus came to the place. Iisus când a ajuns la locul acela. He looked up. S-a uitat sus. What happened? The whole scenario changes. Și toată scena se schimbă. He thought that Jesus was passing by. El se gândea că Domnul Iisus trece pe acolo. Dar Domnul Iisus no, nu trece. No. When he wanted to see Jesus, Jesus comes to him. Când el își dorea să-l vadă pe Iisus, Domnul Iisus vine la el. And he stopped by, not passed by. Domnul Iisus nu trece mai departe, ci se oprește. And he looked. Și s-a uitat sus. John says, behold the Lamb of God. John 1:29. Așa le spune versetul din Ioan 1:29. Iată Mielul lui Dumnezeu. But here, Jesus behold you. Dar aici în Luca 19 avem Domnul Iisus se uită la tine. Is it interesting if Jesus nu se pare interesant când Domnul Iisus se uită la tine și zâmbește la tine? Sometimes the young people want to see the face of Queen. Se întâmplă că tinerii vor să vadă fața reginei. When my Queen look at you and smile, they're so happy. Ei, dacă vine regina și zâmbește, ceva. But here the King of Kings. Și aici avem regele regilor. And he is looking at you and smiles. Și el se uită la tine. And what did Jesus do? Ce face Domnul Iisus? And he talks to him, not only he looks at se uită la tine, el vorbește. He talks to him. El îi vorbește. Domnul Iisus îi vorbește. It was not a normal conversation. Nu este o conversație obișnuită. Zacheus. Zacheus. Make haste and come down. Grăbește-te și dă de jos. He knows the name. Domnul Iisus știe numele tău. He says, come down. Și el spune, coboară. If you want to come, dacă vrei să vii, to Jesus, la Domnul Iisus, we have to come down, trebuie să coborâm, from our glory of man, din slava omenească, our pride, din mândria noastră. You know the three elements of sin? Știți care sunt cele trei elemente ale păcatului? First John 1:29, capitolul 2, versetul 16. And what we say there? Ce scrie în Ateea Ioan 2:16? Haideți să deschidem Scriptura. Ateea Ioan 2:16. And what it says here? 1 John 2:16. Citim. For all that is in the world, the lust of the flesh, tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții. The pride of life should be brought to the death. Da, lăudăroșia vieții. Gloria umană trebuie pusă în front. Now what happened to this man? Ce se întâmplă cu acest om? Come down. Trebuie să coboare. Now, what Jesus says? Ce îi spune Domnul Iisus? I'm going to a house. Vreau să vin în casa ta. I will dine with you.
Vreau să cinesc cu tine. Usually somebody invites, like for example, de obicei se întâmplă că cineva te invită. 2 weeks ago, brother Emmanuel invited me. 2 săptămâni, fratele Emmanuel m-a invitat. Please come to Bukov. Vino la Bukov. You will preach in the church. You vei predica will la house. Biserică. Vei veni să mănânci la masa mea. That's a normal invitation. Cam așa e o invitație normală. But if I would tell brother Emmanuel, I'm going to house, I'm going to eat. Frate Emmanuel, o să vin la casa ta, o să mănânc la tine. Normally, it looks something rude. Un pic nepoliticos. But here, dar aici, Jesus says, come down. Domnul Iisus spune, let's go home. Haideți să mergem acasă. I will eat at your home. Aș vrea să mănânc la tine acasă. That's a blessing. Jesus will invite you. Ce este binecuvântarea dacă Domnul Iisus te invită? Now, what happened to Zacchaeus? Ce s-a întâmplat cu Zacheu? Oh, Jesus, please wait. Știi ce, Iisus, așteaptă puțin. Oh, I have to go to my room, I have to fix my room. Trebuie să mă duc să-mi aranjez un pic lucrurile în camera. I have to clean. Și ar trebui să fac curățenie pe acolo. Și I have to organize some flowers. Și ceva flori să le pun frumos. And let me call my wife and let her make some good food. Să sună întâi pe soția să pregătească ceva păpică bună. Did you tell this? A spus el așa ceva? What did he do here? Ce-a făcut el? He made haste! El s-a grăbit. He came down. Imediat. Probably he was not climbing down, but he was like sliding down. Poate că nici n-a mai mers pe unde urcase în pom, ci a sărit de acolo. Maybe the way they climbed, even the button of his jacket is poate broken. Poate că sărind din pom, mi s-a desfăcut nasturile de la costum. It was so fast he was coming down. El a venit jos atât de repede. And he was joyfully receiving him. Și cu bucurie l-a primit. So come, let's go. Să mergem. And then the moment the multitude saw Jesus and Zacchaeus, și din momentul când mulțimile l-au văzut împreună cu Domnul Iisus și pe Zacheu, verse 7. Citim în versetul 7. Murmur. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau, murmurau pe acolo. This man, acest om, he's going to eat with the sinner? Ăsta mănâncă cu păcătoșii? So brethren, when you decide to follow Jesus, când tu iei decizia să this is Iisus, the work of the devil. Este munca diavolului. Tells you, you are going to church? Tu să te duci la biserică? No. And they make you mockery. Și ei te disprețuiesc. But this man didn't care anything. Acestui om nu-i păsa. His only attention was Jesus. Singurul lucru în fața lui era and Zacchaeus, verse 8, Zacchaeus stood și Zacheu, în versetul 8, and said unto the Lord, și a spus Domnului, behold, iată, Doamne, Lord, the half of my goods I give to poor. Jumătate din avuția mea o dau săracii. Notice there. Ce spune aici? The half of my goods I give to poor. Averea mea o dau săracilor. And if I have taken anything from any man by false accusation, și dacă am năpăstuit pe cineva ceva, I will restore him fourfold. Îi voi da înapoi împătrit. You know what the desert age say? Știți ce spune Hristosul Mialumi? Although Zacchaeus was a publican, he was an honest man. Cu toate că era un vameș, era un om onest. That's what he said. If I have taken, he never took honestly, dishonestly anything. El nu luase cu necinste nimic. If I have taken anything, I will return. Dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, who told him this? Cine a spus lui să facă lucrul ăsta? Acesta este lucrarea Duhului Sfânt. And Jesus said unto him. Și Domnul Iisus i-a spus, this day the salvation a intrat mântuirea în casa aceasta. My brother, fraților, in the moment Jesus come to your life, în momentul, clipa în care Domnul Iisus intră în viața ta, salvation come to your life, mântuirea vine la tine. Would you like to open the heart? Vrei să-ți deschizi inima, Iisus? So that you may have an excellent experience. Ca să poți avea o experiență. That you can be witness unto the uttermost part of the world. Ca să poți să fii martor pentru Iisus la marginea pământului. And Jesus said, "Lo, I am at the door." Și Domnul spune, iată, eu sunt la ușă și bat.
If any man would hear, cineva va auzi glasul meu, and open, și va deschide, I will come, voi intra la el, and sup with him, și voi cina cu el. And he is knocking at the door. El ciocăne la ușa. He is asking permission if he can. El îți cere voie să vină la tine. Would you like to give a heart to Jesus today? Vrei să-i dai inima ta lui Iisus astăzi? Would you want to open the door? Vrei să deschizi ușa lui Iisus? That he can get him. Ca el să poată intra. And dine with you. Și să cineze cu tine. And can say. Și să poată spune. This day. Astăzi. The salvation has come. Mântuirea a venit. Zacchaeus did not want Jesus to pass by. Zacheu nu dorea ca Domnul Iisus să-l treacă. He wanted to see him. El voia să-l vadă pe Iisus. So he made a provision to climb. Și el a făcut he made a provision to run, să fugă. And he joyfully received Jesus. Și cu bucurie l-a primit pe Iisus. And there came salvation to his home. Și așa a venit mântuirea pentru casa sa. My brother, frații mei, and this is the time. Acesta este timpul of salvation. Aceasta este ziua mântuirii. The things that are happening in the world today. Timpul, lucrurile care se întâmplă în lume astăzi. Tells that we are at the end. Ne spun că suntem la sfârșit. I want to appeal to you. Am un apel pentru voi. Give a heart to Jesus today. Dați inima voastră lui Iisus astăzi. And you will have a wonderful time. Enjoy God. Un timp fericit cu El, bucurându-vă de această binecuvântare. Would you like to give a heart to Jesus? Vreți să dați inima voastră lui Iisus? Yes. If yes, I want you to stand up together. Dacă vreți să vă dați inima lui Iisus, vă rog frumos să vă ridicați. Stați în picioare. Haideți să avem o sesiune specială de rugăciune. Și poate că noi ne putem reînnoi de Dumnezeu nostru. Yes, we pray for the children. Aș vrea să mă rog pentru copii, pentru tine. And also for the parents. Și pentru părinți. Let us renew our covenant with God. Haideți să înnoim legământul nostru cu Dumnezeu. Let us ask for the work of the Holy Spirit in our heart. Haideți să cerem ca lucrarea Duhului Sfânt la inima in noastră, our family, în familia noastră, and in our church, și în biserica noastră. That we can say, ca noi să putem spune, greatly the Lord bless this family. Doamne, binecuvântează această familie. And we can say that when the great day comes, și când ziua cea mare va veni, we can return the account to the Lord. Noi putem să dăm raportul Domnului. Here is the heritage. Aceasta este moștenirea. Let us pray. Haideți să încercăm.